curăție și așa mai departe. Acestea sunt roade ale Duhului Sfânt. Când gândurile noastre, când stările noastre sufletești sunt de pace, de bucurie, de înfrânare, de curăție, înseamnă că noi suntem conectați. Hai să vorbim așa mai. Noi suntem conectați la Dumnezeu și oarecum ne hrănim din Dumnezeu, îl procesăm pe Dumnezeu și devenim ceea ce este Dumnezeu. Cele ale lumii, putem să, acum foarte mult interacționăm noi cu lumea, cu mass media, cu internetul, cu informația, cu trebuințele noastre, pentru că nu putem să le ocolim nici pe acestea. Când trăim la nivelul acesta, procesăm, mâncăm lumea, devenim ca lumea. Când gândurile sunt, cum zice Sfântul Apostol Pavel, tot în Epistola către Galateni, că cele ale duhurilor necurate sunt tulburarea, mânia, patimile de orice fel ar fi, trupești sau ale minții, atunci noi procesăm sau suntem în comuniune cu niște duhuri rele. Mintea noastră este ca o moară. Ea macină continuu. Adică se învârte continuu, procesează continuu. Dar noi putem să-i dăm noi ceea ce să proceseze, ceea ce să macine. Spuneam că ne putem conecta la Dumnezeu, la mai multe lucruri, dar în cel puțin la acestea trei. Ne putem conecta la Dumnezeu, la lume sau la diavol. Tot mai mi-a venit imaginea aceasta, noi suntem ca un acumulator, ca un încărcător, care avem mai multe prize de unde ne putem încărca. Și putem în orice clipă, dacă ne trezim, să ne întrebăm, ori acum cu cine suntem? Ori acum ce face mintea noastră? Așa zice acolo la Pateric, că era un bătrân așa de treaz cu mintea, că de multe ori zicea, oare acum unde suntem? Adică ce fac eu cu mintea? Și zice, dacă se găsea în pomenirea lui Dumnezeu, zicea, bine suntem. Dacă se găsea cu mintea aiurea, zicea, întoarce-te ticăloasă la lucrul tău. Cum despre războiul acesta al gândurilor și al minții s-au ocupat în primul rând călugării și cei care s-au retras din lume. Și atunci, oare pentru noi, care, pentru dumneavoastră, care trăiți în nebunia aceasta, nu există zic nebunie, dar în vărmășagul ăsta, în spalul ăsta de lume și de gânduri și de informație, oare pentru noi nu este important să ne păzim mintea? Ba da, pentru că nu contează unde suntem și nu contează ceea ce facem, ceea ce facem în sensul cu ce ne ocupăm, nu îi contează ceea ce facem, contează ceea ce facem. Mă referam la profeția noastră sau la starea noastră socială sau economică. Chemarea și destinul este unirea cu Dumnezeu. Și unirea cu Dumnezeu, mai ales la nivelul minții. Și atunci nu contează unde, adică nu contează unde suntem, oriunde am fi. Trebuie să încercăm să fim cu Dumnezeu și să ne păzim mintea, mai ales dacă suntem asaltați de ispitele acestea. Cei care s-au retras nu mai au ispitele acestea văzute. Dar să știți că poți să fii în pustie și să fii cu mintea în lume și poți să fii în lume și să fii isihast, să fii cu mintea adunată. Zice Ava Daniel, era odată cu ucenicul lui și zice ucenicul, zice, păi, părinte, dar nu mai stăm și noi la chilie. Adică nu stăm să ne rugăm, să ne adunăm. Și zice părintele Ava Daniel, zice, Dumnezeu în chilie și Dumnezeu afară din chilie. Cine leapă Dumnezeu acum de la noi?
că doar nebăgarea noastră de seamă, doar lenivirea noastră, uitarea noastră. Pentru că, cum zice Sfântul Marcu Ascetul, cei trei mari uriași care ne împiedică pe noi de la mântuire sunt neștiința, uitarea și lenevirea. Și atunci, cum să facem să fim cu mintea la Dumnezeu? Păi să încercăm să ne rugăm cât de des și cât de mult putem. Și acasă, izvorul rugăciunii este cel liturgic. Spuneam că împărtășirea și unirea sa mai deplină cu Dumnezeu este în taină liturghie, în taină Euharistiei, în taină împărtășirii. Dar de aici noi putem să continuăm să ducem acasă la biserica noastră, în familia noastră, ceea ce am primit liturgic și să continuăm să păstrăm acel har și acel mărgăritar și acea minune de a-L avea pe Dumnezeu înăuntru nostru, tocmai prin pomenirea și prin chemarea numelui Lui Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul, sunt păcătoasă. Sau putem să ne găsim noi rugăciunile noastre. Eu de multe ori zic, nici nu termin liturghia și deja vin gânduri. Și încep să zic, Doamne ajută-mă să fiu cu Tine, Doamne ajută-mă să fiu cu Tine. Sau, Doamne ajută-mă să mă rog, Doamne ajută-mă să mă rog, Doamne învață-mă să mă rog. Ne putem găsi în tot momentul, în tot locul, în orice circunstanță, o modalitate de a fi cu Dumnezeu, de a-L chema pe Dumnezeu. Și atunci, chiar dacă trăim aici, prin metrouri, prin grefe, prin aglomerații, am zicea tare frumos o fată, zice, părinte, e studentă la teologie, deci m-am dus să era la Cluj și zice, m-am dus, vreau să-mi cumpăr ceva și să mă duc în Oșan, zice, atâta lume. Dar mi-am zis, dacă e Hristos cu mine, nu-mi pasă de câtă lume ar fi. Și dacă n-am pe Hristos cu mine, nu mă interesează de câtă lume este. Ori efortul nostru ăsta ar trebui să fie de a căuta să fiu și eu cu Hristos. Pentru că, să știți, nu este nicio clipă în care Dumnezeu să nu fie cu noi. Noi nu suntem cu El. Noi uităm de prezența Lui. Tot așa spuneam, măi, când ne rugăm, înainte de a ne ruga, zic, puneți-vă înaintea Lui Dumnezeu, în prezența Lui Dumnezeu, înainte de a te apuca să vorbești, să zici acolo, să citești formule de rugăciune. Pune-te și stai înaintea Lui. Și îmi zicea cineva, zice, păi, am încercat să fac așa și, zice, imediat m-am îndreptat. Adică stăteam oricum mai relaxat, ce imediat m-am îndreptat. Stau înaintea Lui Dumnezeu. Nu-i ușor ceea ce vă spun, dar de fiecare dată când facem lucrul acesta, de fiecare dată când ne aducem aminte, ceva din noi se luminează. Începe în noi viața duhovnicească. Începe în noi să trăiască Duhul Sfânt care îl aduce pe Hristos. Orice pomenire, tot așa cum atunci când zicem o jurătură sau o vorbă rea, este o chemare a celui rău, orice invocare, orice chemare a numelui lui Iisus înseamnă o prezență a Lui în mintea mea, în viața mea și noi suntem ceea ce gândim, noi suntem ceea ce vorbim, noi suntem ceea ce lucrăm. Zice Părintele Arsenie, ceea ce faci, te faci. Noi devenim ceea ce gândim și ceea ce mâncăm și ceea ce vorbim și ceea ce facem. Feuerbach zicea că omul este ceea ce mănâncă. Și are dreptate, numai că noi putem să-L mâncăm pe Dumnezeu. Și atunci putem să ne facem Dumnezei după har. Mâncându-L pe Dumnezeu, dar nu numai mâncându-L doar la liturghie, ci mâncându-L, pomenindu-L și procesând, măcinând tot timpul rugăciunea și starea înaintea lui Dumnezeu. Ce mai vreau să zic? Da.
ceva din experiența asta, că asta am vrut să-i împărtășesc și mai mult lucruri mai practice. Ce-am observat? Să avem mare grijă, mai ales în starea între somn și veghe, atunci, înainte de a dormi și când ne trezim, când nu suntem nici nu dormim profund, nici nu suntem treji, este starea cea mai vulnerabilă pentru noi și cea mai propice pentru duhurile rele. Atunci ne vin gânduri foarte multe. Da, și încă ceva ce am mai înțeles și ce am citit. În spatele gândurilor care ne vin, nu? Noi zicem că ne-a venit un gând, ne-a venit un gând. Înseamnă că mi l-a adus cineva. Și îndeoseb, în spatele gândurilor rele, în spatele gândurilor pătimașe, sunt niște duhuri pătimașe, sunt niște duhuri necurate. În momentul în care noi primim gândul și stăm de vorbă cu el, îl procesăm, cred să vorbesc așa, ne conectăm la el, noi, de fapt, ne conectăm la o putere vrăjmașă, la un duh rău, care se hrănește cu energia noastră, cu vitalitatea noastră, cu blaga noastră. Nu vedeți că fie că ne mâniem, fie că ne întristăm, că ne deznădăjduim, că sunt stările acelea, să fiți cu luarea minte, mă trezesc și zic că mai stau 5 minute, că nu mă trezesc din pat. Și mă învârt acolo și vin o grămadă de gânduri și mă trezesc legumă. În 5 minute sau în 10 minute nu mai se întâmplă nimic. Sau când mă culc. Și atunci regula este să nu stau niciodată fără treabă și să nu stau să mă învârt acolo în pat. Eu dacă zic psalmul 50 odată sau de două ori și nu adorm, aprind becul și citesc ceva. Și în momentul în care citesc, imediat adorm. Dar dacă nu pot să mă învârt acolo în pat jumătate de oră, câteodată, când nu sunt foarte obosit, de cele mai multe ori adorm foarte repede. Dar am observat lucrul acesta. Iarăși, stăm foarte mult, spuneam, ne mâniem, ne întristăm, ne vin, avem tot felul de stări negative care au ceva concret. Mi-a zis cineva o vorbă sau m-a jignit sau dar m-am despărțit de persoana respectivă, dar eu continui să mă cert cu el în gând sau să fac tot felul de filme de tristețe, de desnădejde, de filme negre, de apocalipse, de ce vreți dumneavoastră, ei, nu-i de stat cu gândurile acestea. Pentru că, repet, sunt niște duhuri în spatele lor care se hrănesc cu energia noastră și care, dacă le păstrăm timp îndelungat, ajung să ne vatăme chiar trupește. Sunt niște intuiții de-ale mele. Eu cred că chiar și bolile acestea ale minții își au rădăcină aici, în lucrarea demonilor cu mintea noastră. Eu mă duc aminte când eram student, că m-am certat, am răspuns la o profesoară și a fost un minut, două, cât am vorbit în contradictoriu. Ei bine, mă certam cu ea pe drum și vorbeam și făceam tot felul de... Până nu m-am spovedit și m-am cerut iertare, a fost vorba de câteva zile în care permanent îmi revenea minte și făceam tot felul de filme. Adică nu făceam. Îmi făcea dracu filme în cap. Cam asta ne face la toți. Și dacă nu avem grijă și sunt stări de tristețe, de desnădejde, pe care, stând în ele, ele devin după aceea, se transformă, se schimbă și chimia trupească
Și putem să ajungem la depresie, la depresie sau putem să ne îmbolnăvim. Psihiatria nu cunoaște cauzele bolilor acestea mentale. Ei tratează simptomatic, tratează efectele, dar nu tratează cauza. Și am găsit și la Părintele Arsenie și el vorbește și clinic și medical mult mai profund și mai adânc, același lucru. La mine sunt doar niște intuiții, ceea ce trăiesc, ceea ce văd. Deci nu-i de stat. Eu asta mai recomand. Tot timpul trebuie să facem ceva. În primul rând să ne rugăm, al doilea să citim, să lucrăm sau să dormim. Să nu visăm, să nu stăm cu imaginația, să nu facem filme niciodată. Hai că vă mai spun un cuvânt și poate foarte bine. Să și, poate vor să-și întrebe. Pot să mai vorbesc și un ceas. Se zice acolo tot la Pateric de un părinte, un bătrân, că nu mai puteau să rispitească dracii. Ajunsese la măsura nepătimirii. Dar i s-a descoperit că nici pe ucenicul lui nu mai poate să rispitească dracii. Și a zis, dar cum? Și a zis, păi zice, risipește și zidește. Și nu înțeles părintele, adică risipește și zidește. Și s-a dus să-l cerceteze, să vadă ce face. Și l-a găsit pe malul la un râu, cu un zid început și cu niște pietre pe acolo împrăștiate și l-a întrebat ce face. Și dacă nu e ispitit de renevie, dacă nu e ispitit de gânduri, și o zice, nu. Uite, zice, fac zidul ăsta și când îl termin, îl stric. Și după aceea, iar îl fac și iar îl stric. Și niciodată nu sunt fără treabă. Deci niciodată nu îl găseau dragi fără treabă, pentru că mintea nu poate să ducă, să facă două lucruri în același timp. Mai facem noi așa, distributiv, dar continuu, mintea nu poate să facă două lucruri. Și atunci dacă eu fac ceva, dracii pot să bâzi în jurul meu, să-mi gânduri, să-mi vină în jurul meu, dar să nu aibă puterea asupra mea. Mă cresc? Mai putem. Sau poate mă mai întrebați, că vreau să vă mai spun și... Deci, tema pe care am propus-o este foarte largă și cumva imprecisă, viața duhovnicească, în sensul că vreau de fapt să-i las libertatea părintelui să spună ce simte el că vrea să spună. Da, am spus ceva așa, ce mi se pare că... De ce fapt care ne lovim. Adică... Și... Deși o temă, o repet, pe partea monahală, nu-i ne privește pe toți. Pentru că unde sunt gândurile, noi suntem ceea ce gândim. Și frumusețea este că noi putem, chiar dacă suntem într-o stare fie lumească, fie demonică, să schimbăm priza. Să ne comutăm, să alergăm la Dumnezeu. Și între demon și Dumnezeu e contradicție ireductibilă. Dacă l-am chemat pe Dumnezeu, demonul nu stă acolo unde nu se simte bine. Hai să mai spun ceva ce m-a plăcut tare mult, tot acolo în Pateric. La un bătrân au adus un îndrăcit. Și părintele a început să se roage să exorcizeze, să scoată demonul din el. Și demonul a zis, zice, dacă mă scoți din el, intru în tine. Adică în părintele. Și părintele a zis, bine, intră în mine. Și a ieșit demonul din demonizat și a intrat în părintele. Și a început să-l chinuiască. Dar și părintele postea foarte mult, mânca câteva sâmburi, câteva semințe și se ruga foarte mult. Și după un timp o zis demonul, zice, plec de la tine. Păi zice, mai stai. Zice, păi Dumnezeu să te pedepsească că o lugăre cine poate să petreacă cu tine. Adică, vedeți, diavolul dacă nu se simte bine la noi, dacă nu-l încălzim, dacă nu-l primim, nu stă. Deci undeva, noi deschidem ușa patimilor și sau mușcăm din ceea ce
ne aruncă el momele prin gânduri. Da. Mai întrebați-mă că... Da. Părinte, când suntem foarte, foarte obosiți, da, cum putem face să menținem viața asta duhovnicească și să ne ocupăm mintea cu cele patru metode care le-a spus mai devreme? Pentru că la oboseală cronică nu mai avem nici energie, nici să ne rugăm, nici să facem lucruri normale. Suntem terminați. Adaug și eu că vii seara, eu am o preocupare, să spunem, mai aparte, mai... protejată oarecum, dar sunt oameni care vin de la serviciu, și mi se întâmplă după 8 ore, 10 ore făcând același lucru, când vii, mintea ta aproape vrei doar să te destinzi, pentru că mintea ta nu prea mai poate primi efort, să spunem. Da. Nu poți să mai fii lung. Da. Putem să facem lectură duhovnicească. Chiar e recomandat, chiar înainte de rugăciune, e recomandat să citim ceva. Sau să facem niște metanii. Vedeți că și oboseala asta nu e atâta fizică, cât e o lipsă de har. Paradoxal, să nu să încercați. Te simți că ești frânt. Dacă faci 25 de metanii, ești fresh. Păi nu-i logic. Boala trebuie să cazi. Sau Sfântul Ioan Gură de Aur zice, înainte de a ne ruga, zice, când te rogi, să nu crezi că gata, o să te adun, după cum ziceți, după 8 ore de lucru, de stat la computer, de mers cu metrou, te pui la rugăciune și vai de mine ce rugăciune adunată o să ai. Deci o să faci tot ce ai făcut și până atunci. Mintea tot aia o să facă. Și de aceea e recomandat să citesc ceva. Lectura îmi adună mintea și îmi schimbă mintea. Deci, dacă suntem obosiți,